prețuri umflate cu 10.000 de euro pe piața imobiliară, spune Iancu Guda, e în studioul Digi24. Bună seara, Iancu! Salut, Cosmin, și celor care ne urmăresc. Bună seara! Sunt foarte curios cum să fac, cum să mă gândesc dacă am de gând să-mi iau o casă. Ne explici imediat. Înainte, Cristina Zbân, despre prețuri. Cât sunt prețurile acum pe piața imobiliară? Pentru un apartament de două camere în Cluj-Napoca, de exemplu, cu o suprafață de 50-60 de metri pătrați, se cere acum, la început de an, peste 110.000 de euro, ba chiar și 130 sau 150.000 de euro. Partea bună este că prețurile de listare nu sunt aceleași cu cele de tranzacționare. Potrivit specialiștilor din piață, este loc de negociere. De multe ori, tranzacțiile se încheie la prețuri și cu 20% mai mici. Chiar și așa, Cluj-Napoca rămâne orașul cu cea mai scumpă piață imobiliară, cu un preț mediu de tranzacționare de 1650 de euro pe metru pătrat, potrivit unei platforme de evaluare a proprietăților rezidențiale. Pe următoarele locuri se situează Bucureștiul, cu un preț mediu de circa 1500 de euro pe metru pătrat, Timișoara, Constanța și Brașovul. La prețuri de peste 1000 de euro pe metru pătrat se vând și locuințele din Craiova, Iași, Oradea și Sibiu. Prețurile locuințelor în orice oraș variază destul de mult, în funcție de zonă, starea imobilului, accesul la mijloace de transport în comun, parcuri, școli și magazine. Cine caută să-și cumpere o locuință în capitală poate găsi spre periferie apartamente cu două camere și la prețuri de 50 sau 60 de mii de euro. Pe măsură ce ne apropiem însă de centrul orașului, prețurile cresc. Pentru că analiștii financiari ne avertizează că urmează și creșteri de dobânzi la credite, am zis să facem și un calcul să vedem cum va evolua rata la un credit prima casă, luat pe 30 de ani, pentru achiziția unui apartament. Am ales o locuință de 75.000 de euro, adică de 375.000 de lei. Acum rata va fi de 1.534 de lei. Din aprilie însă, ea va urca la 1672 de lei ca urmare a creșterii indicelui IRCC, în funcție de care ea se calculează. Dacă IRCC va ajunge la 3%, să spunem, atunci rata va fi de 1912 lei. Iancu, greșeli pe care le facem când ne raportăm la preț. Așa este. Vezi în jurul tău oameni care gândesc simplu greșit și spun în felul următor. Vreau să cumpăr un apartament de două camere într-un cartier și văd că recent s-a tranzacționat la un preț de, să zicem, 100.000. Înseamnă că ceea ce trebuie să cumpăr eu la 100.000 e corect. Doar că recent s-a tranzacționat la acest preț. Păi scuzați-mă, în 2008 o garsonieră se tranzacționa la 80.000. Nu înseamnă că valora 80.000. Și dacă nu venea criza, se ducea la 100.000-120.000 o garsonieră. Nu înseamnă că cei care spuneau că trebuie să se ieftinească și că nu valorează atât se înșelau. Iar a doua greșeală pe care o fac foarte mulți este că dacă au salarii mai mari, e ok să-și cumpere case mai scumpe, ceea ce din nou este greșit. Și ca să înțelegem simplu toate acestea, am pregătit, Cosmin, sunt omul cifrelor, obiectiv, bine. Așa înțelegem, mă știți de la banii mișcare. Bine. Exact. Și încerc să o explic cât mai simplu, cum v-ați obișnuit la banii mișcare. Și aveți aici un grafic, prețul mediu pe metru pătrat, conform unei platforme de anunțuri imobiliare. Și dacă în 2007 era la 2100 euro metru pătrat, a tot scăzut că a venit criza și apoi a crescut și acum este, se pare, undeva la 1600 euro metru pătrat. Lumea crede că e mai ieftin decât în 2007 cu 24%. Dar atenție, în 2007 un euro era tranzacționat la 3,31 lei. Acum este la 4,91. Deci dacă exprimăm metru pătrat în lei, astăzi este mai scump de cu 14% decât era în 2007. Într-adevăr, între timp și salariile au crescut, respectiv cu 78%. Dar în euro, pentru că puterea de a cumpăra un euro nu evoluează proporțional cu creșterea salariului în lei, că s-a scumpit și euro. Și atunci salariul nostru în euro a crescut doar cu 19%. Concluzie, în 2007 trebuia să muncim cam 3,4 luni ca să ne cumpărăm un metru pătrat de imobiliar, având în vedere salariul mediu net în euro, iar acum trebuie să muncim 2,2 luni. Iarăși apare senzația că este mai mult. Exact, este mai accesibil și ne permitem, pentru că și prețul e corect dacă este tranzacționat similar în piață
o proprietate similară la un preț respectiv. Dar? Acestea sunt repere false, pentru că a fi mai accesibil sau faptul că alții au tranzacționat la un preț nu înseamnă că aceea este valoarea. Este ca și cum, și vă dau un exemplu și ajungem la imobiliare imediat cum se calculează. Este ca și cum noi avem salarii mai mari, profitul companiilor listate la bursă scade, adică ele produc mai puțină valoare, dar prețul acțiunii companiilor de la bursă crește. Pentru că observația pe care o faci tu este că e o chirie în scădere, dar totuși prețul apartamentelor care fac chiria aia e în creștere. Exact. Spui că este anormal. Este irațional și un activ care produce mai puțin cash flow, lichiditate, bani, el valorează mai puțin. Ajută-ne să găsim valoarea corectă a apartamentului pe care vrem să-l cumpărăm. Ai punctat bine, valoarea corectă, adică investițională, și ea se calculează având în vedere cât produce apartamentul respectiv. Formula, și în spate are o logică, noi explicăm la Banii Mișcare, am făcut-o și în cartea Banii Mișcare cu emisiunea Un an am aniversat cu același titlu. Și este detaliată acolo. Pe scurt o să explic și aici, dar nu o să avem foarte mult timp. Formula este următoarea. Chiria pe care o pot încasa anuală, înmulțit cu 15 ani, înmulțit cu 80%, adică prin acest 80% eu scad 20%. De ce? Pentru că în acești 15 ani voi avea perioadă în care apartamentul o să fie liber, nu o să fie ocupat în continuu închiriat, o să am taxe 6% pe chiria brută și o să am și cheltuieli de întreținere. De ce 15 ani? Pentru că investiția în imobiliare trebuie să-și genereze un randament de cel puțin 7,5%, recomandat 8,5% pe an. Adică chirie împărțit la, să zicem așa, chirie împărțit la preț de achiziție pe an trebuie să fie ideal 8,5%. Dacă e mai mic randamentul, înseamnă că prețul este prea mare. Să le spunem telespectatorilor noștri că acest calcul, chirie ori 15 ani ori 80%, trebuie făcut chiar dacă eu am de gând să stau în apartamentul respectiv. Exact. E vorba de cum stabilesc valoarea corectă. Exact, pentru că eu momentan iau pentru a locui, dar nu știm în viață dacă voi sta și poate între timp o să vreau să-l vând sau să-l închiriez. Uh-huh. Și chiar dacă o să stau toată viața, eu dau niște bani pe ceva. Judecăm după preț sau după valoare? E ca și cum ne-am cumpărat haine doar după prețul de pe etichetă. Atunci haideți să luăm tricouri cu 1000 de euro, doar că scrie pe ele nu știu ce mască. Sigur. Deci trebuie să știm valoarea a ceea ce cumpărăm. Că foarte mulți cumpără pe credit, plătesc în 30 de ani dublu cu dobândă. Atunci, spre exemplu, un apartament care se poate închiria cu 500 de euro pe lună, ori 12 luni avem 6.000, ori 15 ani avem 90.000, ori 80%, el valorează 72.000. Cât mi-a luat Cosmin? 30 de secunde, mental. Iau chiria, mulțesc cu 12, cu 15, cu 80%, iar chiria o cam știu în funcție de zonă cât se poate închiria. Deci un astfel de apartament nu se poate vinde cu 110.000. El se poate vinde, dacă lumea este irațională. Păi prețurile au crescut, deși chiriile au scăzut. Este irațional. Lumea a luat și mai multe credite. Am un grafic, în 2021 s-au luat cu 40% mai multe credite decât în 2020. Cu creșterea dobânzilor o să plătim cu 30% mai multă rată lunară. Frumusețea asta însă se anunță din ce în ce mai complicată. Dobânda crește. Exact. Și atunci trebuie să știm cât ne permitem. Eu n-am spus să nu stăm toți, să nu ne luăm case, proprietate personală, să stăm în chirie. Nu, e ok să stai în casă, proprietate personală, dacă respecti trei condiții. 1. Cumperi la prețul corect. Deci un apartament care se poate închiria cu 500 de euro valorează 72.000. Dacă vezi un preț mai mare, este supraevaluat. Poate alții vor cumpăra, treaba lor, dar n-ar trebui să iau eu decizia aceasta greșită, să mă îndatorez să plătesc pe supraevaluare. Al doilea element esențial când cumpăr o casă, să mi-o permit. Iar câtă casă ne permitem, răspunsul la întrebarea aceasta nu ni-l dă banca când intrăm, sunăm și zicem, vrem și noi un credit. Cât ne dați? 100 de mii. A, e ok, hai să luăm. Îmi iau de 100 de mii. Nu înseamnă că îți permiți doar pentru că îți dă banca. Deci cât îți permiți, o casă este venitul anual al familiei, ori 5 ani, minus 10% dacă cumpăr casa cu banii jos, fonduri proprii cash, minus 20% dacă cumpăr pe credit. Deci dacă eu am în familie, să zicem, venituri anuale de, să zicem, 20.000 de euro, atunci, ori 5 ani și să spunem că vreau să iau pe credit minus 20%, eu îmi permit 80.000 de euro. În spatele acestor formule se află multe bune practici de echilibru financiar. Pentru că ideea e să-ți permiți și o casă, să stai într-o casă pe care ți-o permiți, ca să poți să te bucuri și de educația, să oferi educație copiilor, sănătate familiei, să ai timp liber, să nu lucrezi două joburi ca să plătești creditul ăla, să te duci să te recreezi la cultură, teatru, sport, să faci mișcare, să ai o viață echilibrată.
nu să stăm în case supraevaluate, luate pe credit, doar ca să fim proprietari. Că suntem cei mai mari proprietari de case din Europa, suntem cei mai săraci. Mie mai sună ceva în cap. 15 ani era calculul tău de eficiența investiției. Să-ți recuperezi banii. Ca să-ți recuperezi banii. Creditele de casă se dau pe 30 de ani. Adică dublu. Da, și plătești cu dobândă de două ori mai mult. Păi sigur. De aceea eu spun și explic la Banii Mișcare, toate emisiunile sunt arhivate numai pe site-ul digi24.ro la TV, emisiuni Banii Mișcare. A lua pe credit o casă pe care vrei să o oferi pe închiriere ca să plătești rata la bancă din credit, cea mai proastă investiție. Îți ia 30 de ani să recuperezi banii. Foarte mult timp. E un randament de 2 și ceva 3% pe an. Foarte proastă investiția. Și revenind aici, deci prima regulă, să o cumperi la prețul corect casa, al doilea, reper, să iau o casă pe care mi-o permit și al treilea, să nu mă supraîndatorez. Aceasta înseamnă că din veniturile lunare ale unei familii, eu ar trebui să mă duc cu datorii totale cam de 40%. Asta înseamnă din care 25, un sfert din veniturile familiei pe rata pentru ipotecar, pentru casă, 10% pentru nevoi personale, auto sau alte nevoi personale și să-mi rămână un 5% buffer, rezervă, pentru că am momente în care dobânda crește și nu pot să fiu la limită cu acest grad de îndatorare, apropo, impus de Banca Națională a României, maximum 40% din veniturile lunare. Deci o familie cu venituri lunare de 2000 de euro n-ar trebui să-și ia un credit pentru casă care să implice o rată mai mare de un sfert, adică 500 de euro în acest exemplu. Și, din păcate, mulți români nu au aceste repere în minte, își au case la un preț prea mare, pe care nu și le permit, supraîndatorându-se, și vedem din cifre acest lucru. În 2021 s-au dat credite ipotecare noi, ne referim adițional, în total 21 de miliarde, în 2020 s-au dat 15, deci este un plus de 40%, într-un an de pandemie cu incertitudini, în 2007 și 2008, la un loc, când a fost bula imobiliară precedentă, s-au dat împreună credite de vreo 12 miliarde. Deci, într-un singur an, s-au dat de două ori mai multe credite decât 2 ani bula precedentă. Un minut mai avem, Iancu. Da. Spune-ne dacă suntem acum în bulă. E o bulă? Eu cred că sunt convins că suntem în bulă, pentru că astăzi, dacă cumperi un imobiliar, ți-ai putea recupera un apartament sau ceva, ți-ai putea recupera banii din chirie în 25 de ani, în unele cazuri chiar în 30 de ani. Deci este mult față de cât valorează. Faptul că e foarte multă, emoție, mulți cumpără irațional, fără educație financiară, se supraîndatorează și prețurile au crescut, aceasta nu înseamnă că reflectă valoarea intrinsecă. Și au fost voci că au spus dezvoltatorii, s-au scumpit materiile prime și nu mai putem ieftini acum din cauza, deși TVA-ul a scăzut de la 19% la 5% pentru apartamente sub 140.000 de euro. Este o manipulare din punctul meu de vedere și vă explic de ce. Pentru că dacă ne uităm și am făcut un calcul, toate financiarele tuturor dezvoltatorilor imobiliari din România, în 30 de secunde vă explic. Se construiește cu 100 de lei cost și se vinde cu 250 de lei preț. Din acest cost, 30 reprezenta înainte de scumpiri materia primă. Deci, fără salarii, teren, finanțare, furnizori și altceva. Deci, materie primă 30. Acestea, să spunem că au crescut în medie cam cu 50%. Deci, ai un plus 15. Cât reprezintă 15 din prețul final 250? Vine cam 6%. Dar atenție, să faci un bloc îți ia cel puțin 2 ani. Deci, prețurile s-au scumpit doar un an. Așa că ar trebui să vedem o scumpire a prețului final doar din cauza scumpirii materiilor prime de 3%, nu de 20%, cum spun dezvoltatorii, și le recomand tuturor, când se duc la discuție cu dezvoltatori, să caute pe Google rapoarte de credit. Veți găsi platforme, nu vreau să dau nume, să nu creadă lumea că fac reclamă, veți găsi mai multe platforme, puteți descărca la click raportul despre acel dezvoltator imobiliar. Uitați-vă la cât profit face. Ca să mergeți la o discuție informați și o negociere corectă bazată pe cifre, nu pe generalități, eu nu pot să... Și ce au cumpărat alții. Da. Mulțumesc mult. Ian Cuguda. Mulțumesc. Banii Mișcare.